O nouă zi, o nouă mașină. Prezentare statică pentru un exemplar pe care îl veți vedea în Super Speed la Pro TV, într-un material mai special din toamna acestui an. Revenim la Pro TV cu Super Speed, Giurgea și Bratu, de la mijlocul lunii septembrie. Reîncep școlile, reîncepe Super Speed la Pro TV. Astăzi ne facem puțin temele cu un Hyundai nou-nouț. Un Hyundai SUV nou-nouț, cel mai mic SUV Hyundai disponibil acum pe piața auto din România, Hyundai Bayonne. Bayonne este un oraș din nord-estul Franței și se pare că de acolo s-au inspirat cei de la Hyundai cu numele SUV-ului bazat pe i20. Da, putem să spunem că Bayonne este i20 SUV. Avem același ampatament pe care îl avem la i20, dar ca lungime, mașina asta este foarte apropiată de o Kona. În gama Hyundai avem acum Bayonne, Kona, Tucson, Santa Fe. Bun, același ampatament ca la i20, o lungime cu doar 2,5 cm mai mică decât cea a unei Kona. Kona Facelift 2021. Gama Hyundai este aproape în întregime nouă. Desigur, putem să spunem că este nou-nouță pentru că avem faceliftiuri, chiar și pentru modelele care nu au fost schimbate, nu sunt generație nouă ca i20 sau SUV-ul Bayonne. Așa arată spatele acestui concurent pentru SUV-urile de clasă mică pe care deja le cunoașteți foarte, foarte bine. Kia Stonic, Ford Puma, Volkswagen T-Cross, Skoda Kamiq, noul limbaj de design Hyundai pentru cel mai mic SUV al lor, disponibil doar cu tracțiune față. Avem 3 motorizări disponibile, aspirat 1.2 84 de cai putere, disponibil doar manual, și două versiuni de 1.0 turbo 3 cilindri. Doar una din ele este disponibilă în România, dacă intrați pe site-ul Mărci, o să vedeți acolo un configurator. 100 de cai putere, pe care poți să-l iei manual sau, după cum bine știți, cu dublu ambreiaj cu 7 rapoarte, lansat pe i20. Video de la i20 îl pun în partea de sus a ecranului, dar și în descrierea acestui video, materialul pe care l-am făcut cu i20 la lansare. Ce vedeți aici este o versiune de top. După cum bine știți deja, sunt versiuni pe care poți să le cumperi la Hyundai, la modelele sale, poți doar să umbli la culoare. Această versiune de top este un mild hybrid, ceea ce înseamnă că mașina nu merge electric, nu se deplasează electric. Putem să spunem că are un sistem start-stop super avansat tehnologic, îi permite o baterie și sistemul electric îi permit să oprească motorul mai repede atunci când încetinești să te oprești la un semafor, să spunem. Iar pornirea este mai eficientă. Din punct de vedere al designului, avem aici luminile de rulare pe timp de zile, pornim imediat, și în partea de jos farurile full LED. E o modă acum să împarți blocurile optice față în două segmente. Am văzut și la concurenții de la Skoda, am văzut mai nou și la Mitsubishi. Asta este moda actuală. Versiunea de top are jante pe 16 din aliaj, care le vedeți aici, iar garda la sol este de 18,1 cm, conform datelor oficiale. În partea din spate, elementul decorativ care unește cele două stopuri nu are LED. Nu se aprinde. Se aprind doar acești bumerangi
Bumerangul. Portbagajul are 411 litri. Poți să crești volumul pentru bagaje la 1200 de litri. Mild hybrid, nu hibrid. Materialele sunt identice cu cele din i20. Gardă la sol mai mare, spațiu mai mare, Hyundai Bayon, SUV-ul lui i20. Hai să mergem și în spate. În mod clar, mai mult spațiu decât în i20, simțitor mai mare. Uite cum e dat scaunul de aici, din dreapta față, și uite cât spațiu ai la picioare. Scaunele, toate scaunele, toate locurile sunt foarte confortabile, mai puțin cel din mijloc, spate, dar sunt foarte moi și foarte plăcute. Am găsit fermoarul ăsta peste tot. Presupun că ai putea să speli tu sau să duci la curățat mai ușor tapiseria. Dacă desfaci, vezi însă scaunul propriu zis. Și ăsta se scoate, ai un elastic aici jos, l-ai scos. Avem o mică zonă de depozitare, o priză USB normală. Și materialele ușilor sunt astea. Buzunare destul de mari pentru față, mai poți depozita și aici ceva. Aceleași materiale în față și în spate la fețele ușilor. O construcție simplă, solidă. Și vă arăt așa puțin interiorul și când vă arăt interiorul vreau să vorbim despre prețuri. Dacă ai vedea prețul de listă pentru mașina asta, repet, 100 de cai putere, mild hybrid, cu absolut tot ce se poate pune pe model, este 22.000 de euro cu TVA. Dar atenție, sunt două programe de reduceri de la Hyundai plus Rabla și prețul final pentru mașina asta. Fix așa cum o vezi tu. Fix așa cum o vezi tu. Este de 16.500 cu TVA. Mașina asta, SUV-ul ăsta, de clasă mică, cu tracțiune față, gardă la sol de SUV-uleț, costă 16.500 de euro cu TVA, cu Rabla și cu discounturile Hyundai. 16.500. Asta este mașina de 16.500 de euro pe care poți să o iei cu programul Rabla azi. Mă rog, după ce ți se aprobă. Dacă nu ar fi programul Rabla, mai pui vreo 2000 de euro și aia a fost. Hyundai Bayon, așa arată interiorul celui mai mic SUV din gama Hyundai actuală, care costă aproape 19.000 de euro cu discounturile Hyundai și prin Rabla 16.500. Asta este mașina de 16.500. Hai, 17.000, să spunem, culoare. Hai să vedem ce primești la interior în banii ăștia. Începem de aici. Farurile full LED, da, sunt reglabile pentru că sunt basic, simple, nu au self-leveling, ESP, start-stop, senzorul de presiune în pneuri, volan încălzit, finisaje ceva mai plăcute pe portiere în față, în partea de mijloc. Primești în ăștia 17.000 de euro cu tot cu TVA și animație pentru un instrumentar de bord complet digital de 10 inch diagonală. Așa arată unul din modurile de afișare.
Eurometru, poftiți. Ai și niște comenzi vocale, Bluetooth. conexiune CarPlay, Android Auto. De aici umbli în ce se vede în instrumentarul de bord. Ai o grămadă de lucruri. Ăsta este consumul mașinii pe 671 de kilometri long term. Uite câtă benzină mai am în rezervor și ce autonomie mai am. Consumul de 11.7 nu este corect pentru că am stat la filmări, poze în dimineața asta foarte mult pe loc. De la alimentare, repet, mașina a stat foarte mult. Asta e tot de azi. Și avem foarte multe meniuri prin care putem să trecem. Temă. Pam. Zici că e S-Class. Sport. Ăsta-i tată. Ăsta. Sau ăsta. Lane departure. Hai să ieșim de aici. Le lăsăm așa, 2021. Avem și infotainmentul pe care îl știți de la i30 facelift sau de la alte modele de clase mici de la Hyundai. Butoane fizice pentru diverse reglaje, aici poți să pui ce vrei tu. Aici intri în setări. Avem desigur touchscreen. Simplu și la obiect, nimic spectaculos. Așa arată climatizarea, zona de climatizare. Tot ce vedeți aici primești în ăștia 17.000 de euro cu TVA. 17.000 de euro cu TVA, rotunjit, cu discounturi, cu tot. S-a integrat frumos aici priza asta de 12 volți, două USB-uri, automata dublu ambreiaj, 7 rapoarte. Avem și moduri de condus. Eco, confort, sport. Desigur, se modifică răspunsul la apăsarea pedalei de accelerație și teoretic cam atât. Nu sunt diferențe mari între modurile de condus. Senzor de parcare, scaune încălzite. Conexiune la sistemele de la apelul de urgență. Și repet, scaunele, mai ales locurile față, șofer și pasager, mi se par mai confortabile și mai plăcute decât cele din i20 și printre cele mai bune din Hyundai. Hyundai-urile accesibile. Acesta este Hyundai i20 SUV, aka Bayon. Bayon, sau cum vrei să-i spui, în ce limbă vrei să pronunți